Era, și toți au murit. 7. Și știți ce-i credința? Eu tot în Dumnezeul meu mă voi încrede. Spune Iov, mă încred în Dumnezeu. Cel ce mi-a dat, mi-a luat, mi-a dat, mi-a luat, poate îmi va da din nou și i-a și da de fapt mai târziu. Că viața e odată un urcuș, odată un coborâș. Problema e să știm să trecem prin toate cu Dumnezeu, încrezându-ne în El. Chiar dacă ar fi să trec, spune David în 23, prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, slăvit să fie Dumnezeu. Credința înseamnă, dragii mei, să ne încredem în Dumnezeu ori pe unde am trece prin lumea aceasta, oricât de greu ne-ar fi, să mergem cu Dumnezeu înainte, să mergem cu El înainte. Orice s-ar întâmpla în viața noastră, credință înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Nu înseamnă doar să umbli sus, pe vârfuri, pe piedestaluri. Credință înseamnă să mergi cu Dumnezeu prin orice situație te duce viața și să trăiești așa cum îți cere Scriptura, să te încrezi în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți spune să fii drept, chiar dacă vezi că nu mai ai nicio soluție și trebuie să faci o... și retrăi. Să spui, nu, Doamne, eu sunt cinstit, corect și în situația asta și să mergi înainte. Asta e credință și atunci Dumnezeu te va trece cu tine prin valea umbrei morții. Va fi cu tine, poate vrea să te ducă pe acolo. Pentru că știți ce se întâmplă? Pasajul următor din capitolul 5 tratează asta. Știți ce spune Iov? Doamne, până acum urechea mea auzise despre tine, dar acum când m-ai trecut pe aici prin valea umbrei morții pentru că ți-am rămas credincios, ochiul meu te-a văzut. Dumnezeu ne trece uneori pe acolo și vrea să avem credință și să știm cum să trecem prin suferință, în situații dificile. Pentru că acolo îl experimentăm pe Dumnezeu într-un mod extraordinar de multe ori. Îl întâlnim pe Dumnezeu într-un mod nou și aș trece foarte pe scurt în următorul pasaj. Consecințele îndreptățirii. Care sunt rezultatele dacă suntem oameni ai credinței, care ne încredem în Dumnezeu? Dacă ne încredem în totalitate în Dumnezeu, ce rezultate, ce beneficii avem ale credinței, dragii mei? Consecințele îndreptățirii prin credință. În primul rând, vreau să spun că avem pace cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, dragii mei, care este îndreptată împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Dumnezeu, avem pace cu Dumnezeu. Spune primul verset. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Noi avem pace cu Dumnezeu. Suntem socotiți neprihăniți. Atunci când păcătuim în fiecare zi, avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu ne acordă iertarea Lui și grațierea Lui. Al doilea lucru, dragii mei, suntem în har. Oameni care trăiesc, au credință, sunt oameni care trăiesc prin harul lui Dumnezeu în fiecare zi. Dacă trecutul ne este rezolvat, avem pace cu Dumnezeu, păcatele noastre trecute sunt rezolvate, în prezent trăim în har, astăzi, când eu am căzut, am greșit, am păcătuit, eu sunt în harul lui Dumnezeu, în grația lui Dumnezeu. Dumnezeu, harul este bunăvoință fără plată și nemeritată a lui Dumnezeu. Atunci când cad, când am păcătuit, Dumnezeu mă iartă, mă ridică din nou, dragii mei. Următorul lucru, ne bucurăm în nădejdea slavei. Deci avem pace cu Dumnezeu în trecut, în prezent, trăim cu Hristos prin harul Lui, prin puterea Lui. Și privim spre viitor, ne bucurăm în nădejdea slavei, avem o speranță, viața pentru noi nu-i doar atât cât vedem, ci mult mai mult, noi privim spre țintă, dincolo de viața aceasta, noi mai avem ceva. Noi nu trăim doar pentru lumea aceasta, ci noi avem ceva dincolo în împărăția lui Dumnezeu și avem ochii ațintiți spre acel lucru, spre viitor, ne bucurăm în nădejdea slavei. Chiar și în spune următorul pasaj care... Pavel îl tratează aici, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că necazurile ne apropie de Dumnezeu, ne fac să-L vedem. Doamne, ochiul meu te-a văzut. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Spune Scriptura, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu că ne-am bucurat de probleme, de boli, de din astea. Pavel nu se referă la asta aici. Ci când zice că ne bucurăm în necazurile noastre, în suferința care o ducem pentru a trăi în credință cu Hristos, nu se referă să ne bucurăm de o suferință fizică, de boli, nu.
ci spun aici, termenul folosit aici în necazurile noastre se referă la acea suferință, pentru că noi îl slujim pe Hristos care o avea Noe timp de 100 de ani cât a construit corabia. Măi, ai înnebunit ce ai pățit? Aceasta e suferința care ne bucurăm în ea noi, pentru că suferim de dragul lui Hristos, pentru că noi privim dincolo spre viitor și spune Scriptura, suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, de ceea ce ne așteaptă în viitor, dragii mei. Vom fi mântuiți prin Hristos, oamenii care au credință. Va veni o zi când vom sta în împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Vom fi salvați de toate necazurile. Și, dragii mei, aș vrea să și ne bucurăm și în Dumnezeu. Avem intrare slobodă la Tatăl în împărăția lui Dumnezeu. Dacă până acum drumul spre Sfânta Sfintelor era blocat și doar marele preot intra o dată pe an și atunci se bucurau de plinătatea lui Dumnezeu în ziua Yom Kippur, în ziua ispășirii, astăzi noi avem intrare slobodă la Tatăl. Noi putem să venim direct la Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, ai milă de mine, privește spre viața mea. Prin credință noi avem acces la Dumnezeu în fiecare zi, ne bucurăm în Dumnezeu, trăim împreună cu El, trăim împărăția lui Dumnezeu încă de aici, dragii mei. Și aș încheia exemplificând ce înseamnă credința adevărată. Credința adevărată, și nu mai citesc pasajul din Luca 10:30, este vorba de samariteanul milos. Era un om căzut între tâlhari care se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Și a trecut pe acolo un preot. S-a uitat spre el, era căzut jos, lovit, sângera. A zis, eu sunt preot. Să trimit poate un nenoriaș să vină să vedem dacă este vreunul disponibil să ajute, și s-a dus mai departe. A venit un levit din neamul preoților, s-a uitat spre acel om căzut jos și a zis, eu-s levit, să vină unul din altă seminție, un beniamit sau un Ruben, chiar noi suntem seminția cea mai cuvasă. Și a mers mai departe. Și a trecut un samaritean, un străin. Și lui ăsta i s-a făcut milă de el. Credința adevărată este credința samariteanului, care te leagă de Dumnezeu, te leagă de hanul de poposire. Credința adevărată te leagă de biserică, pentru că aici ne zidim relația noastră cu Hristos. Nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Aici venim și stăm aproape de Dumnezeu. Învățăm despre Hristos, ne rugăm lui Hristos. Credința adevărată te leagă de hanul de poposire, de Dumnezeu. Și credința adevărată te leagă de cei din jurul tău. Să te uiți la cei din biserică, să simțim unii împreună cu alții, să fim alături, să ne rugăm unii pentru alții. O credință adevărată ne face să ne leagă de Dumnezeu, ne credem pe deplin în El. Și o credință adevărată te leagă de cel căzut, de cei din jurul nostru. Suntem chemați, dragii mei, să avem o credință adevărată. Spune Scriptura, și dracii cred și se înfioară. Toată lumea are o credință. Și unii cred o filozofie, unii alta. Dar aș vrea în dimineața aceasta, singurul lucru care merită să-i dăm crezare în lumea aceasta, este vorbirea lui Dumnezeu și nu altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Mai vrea în dimineața aceasta să-i spui, Doamne, vreau să te cred în totalitate, pentru că vreau într-o zi să fiu împreună cu tine în împărăția ta. Domnul să ajute. Amin. În fiecare zi mă ajut să pot zâmbi, eu te iubesc, Iisus. Chemând numele Tău, te laud, Domnul meu, eu te iubesc, Iisus.